Să-ți spună și cu ce bani. Da, păi, da? Uite-te și tu pe acolo, vezi că e vreo 30 de lire un bilet. Cred că mai are luna și prima de asta. Da. Te uiți jos. Și când avem evenimente, să auzi la muzica. Da, da. Că era viceprimar. Da, treci mai aici. Am auzit vorbă că era cu pana. Să vedem pana afară că se îmbracă. Ce? Scutori, ce să... Știți că... De ce e venirea mea? Că... Anii trec. Și îmbătrânim. Și și noi am așteptat, dar așteptarea noastră a fost în zadar. Hai să zic ceva. Da. Eu nu vreau să stric prietenia de la niște bani. Bine, prietenii impropriu spus, că prieten nu mai ești în ziua de azi cu nimeni. Sala e... Este da. Buzunarul vorbește. Buzunarul, că asta e, că ăștia sunt da. Ce să facem? Voi mie mi-ați dat niște bani, e clar. Eu i-am făcut Lucian ceva aici, o să fac niște calcule cu ce am cheltuit și o trebuie să vă dau o diferență de bani. Ce anume? Că nu ce schimbă la ce față, că nu știi. Păi noi când trebuie să avem o discuție din asta, trebuie să fim și Charlie la masa aceea. Da? Ok, da. Da, da, da. Ce no. anume? Păi nu, ca să... Păi nu, a făcut aici un spectacol care pe mine m-a costat bani grei. În seara aia, atunci, nu 7 milioane care le-am cheltuit noi la Kaufland, ăla e... El știe cum să aduce un spectacol pe aici, cântă scena, urcă-l pe Charlie pe scenă. Da? Ah, ok, da. Da. Ei, vezi, nu e așa. Acolo-s mii de euro, nu e așa. Tragi în linie și eu vă dau diferența de bani. E clar și la obiect. Eu, în momentul ăsta, am luat 140.000 de euro din diferite... Și eu am fost ca voi. Am dat la alt, cu tare, cu tare. Și pe mine mă duce cu vorba. Dar eu nu vreau să mai lungesc. Da. Da? Da. Okay. Eu, într-o lună de zile, fac calcule ce am cheltuit. Cu aia, am dat și v-am dat bani. E ok? Eu sunt scurt și la subiect. Dacă nu vă convine ceva, îmi spuneți. Nu e nicio problemă. Stai. Eu sunt pe aici așa, eu n-am. Ia zi, zi Corina, ce te doare și ce... Zi. Nu, ce mă doare. Deci eu nu știu ce... Știu de spectacol, dar nu știu că până acum nu s-a pun... Spectacolul nu a fost pentru soțul meu. Ba da, nu. Cum să fie pentru soțul meu? Ce da, treabă a aici? Nu. Adu-l aici la masă și vorbim cu toții. Nu mi-l aduci. Nu vii tu să... Sponsorizat de primărie, da? Nu, de mine. Personal. Banii mei. Când v-am dat ultima mie de lire, da? Liliana, tu ai venit și ți-am dat-o, da? Și ai spus așa, Corina, dă-mi 1000 de lire, 50, în valoare de 50 milioane, că așa era lire atunci, 50 de mii, pentru o săptămână, 5 mii, mă rog, eu vorbesc în... Pentru o săptămână, primăria sponsorizează ceea ce am făcut noi aici și... Nu, nu avem ce bani, nu există, nu... Eu spun pentru ultima primăria, primăria. Voi mi-ați dat mie 10.000 de lire sterline? 11.000. Nu, 10.300. 11.000. Eu știu ce vorbesc. De ce 10.300? Dacă eu am 7.000 documente, 3.000 a luat de la Florentina și 1.000 am dat eu mână când a fost cu spectacolul. Deci 11.000. Da, lasă-mă 11.000, bun. Dar nu e așa, mă, Liliana? Mă, dar spune tu, n-a fost așa, de 7.000 sunt documente, care le am la mine, da, documente. Da. 7.000 și, mă rog, cât a fost tranzacția, 30 de lire, nu mai acum. 7.000, 3.000 te-ai dus în casă la Florentina și da, ea, și ultima mie nu ți-am dat-o ție în mână? Gata, 11.000. Nu, dar nu e așa? Da, așa este. Da. Nu mă dezic de 11.000, dar nici tu nu să-mi te dezici de ce calculi să fac eu. N-ai cum. Stai puțin, eu la soțul meu și-a făcut petrecere, mi-am plătit tot. N-ai plătit nimic, mă plătit, ori vii cu 7 milioane, acum păcențe, scuză-mă cât e. Păi tăi, eu trebuia să dai o mâncare, eu mi-am făcut ziua aici la voi, eu n-am făcut, nu știu eu ce spectacol, dar n-a venit. Dar întreabă cu soțul tău, nu mă întreba pe mine. Păi, dar nu l-a adus el? Nu mă întreb pe mine, întreabă pe soțul tău ce discuție a avut cu mine. Și până mai vorbim. Da. După ce ai discuții, te duci acasă frumos, discuți cu soțul tău. Stai mai departe. Tu n-auzi, te aduci, vorbești cu soțul tău și te discuți cu soțul pentru că eu am fost aici tot timpul cu el. Și eu am fost... Mă, greșesc cu ceva că te duci să discuți cu soțul tău ce am vorbit eu cu el? Până acum eu n-am întrebat. A, pe auzi acum, poftim, auzi acum. Poftim, auzi acum. Ce? Dar nu mai vorbim. Poftim, auzi acum.
Auzi de la mine acum. Poftim, auzi de la mine. Vino cu soțul tău și zic că nu te mutrezi. Poftim. Păi bineînțeles că... Bineînțeles, da. Păi da, și cât a costat? Nu știu, 5.000 de lire, nu știu cât a costat. Poftim? 200-300 de milioane, nu știu cât a costat. Poftim? Pe cât s-a zis pe metru pătrat acolo ce a făcut eu? Păi, dragă, a fost aici fotbal, a fost pentru altceva, n-a fost pentru noi. Dragă, dragă, a fost dragă, asta. Astea sunt concertele și 10.000 de lire și 15.000. Dar ai adus pentru soțul meu? Prioritar. De ce? De ce? A fost, nu i-a fost, a fost pentru fotbal cu... Nu a fost niciun fotbal, da, nu mi-am eu avem și poze, eu am și poze făcute că s-a primiat fotbaliștii ăștia. Eu nu vreau numai un pic, eu nu sunt dator în fața decât la Dumnezeu atât. Ca să ți-o spun eu pe aia dreapta. Cu toate că m-ai vârfit, m-ai târnat în Buzău. Nu mai pic. Eu în fața lui Dumnezeu atât așa. Eu nu am nicio datorie la nimeni. Dacă vrea, nu mă pic. Ascult ce spune. Și eu am de luat bani o grămadă de la alții. Eu dacă vreau să-ți mai dau ție un ban, ți-l dau. Dar eu ți-l dau pentru că sunt dator în fața lui Dumnezeu. Cum adică dacă vreau? Nu, dacă vreau eu. Cum adică dacă vrei? Nu, dar nu se pune.